Mărit să fie, Doamne, al Tău nume și preamărit în veci de veci, că nu este om mai fericit în lume decât acel spre care Tu te apreci. A fost adus un prunc în adunare, fața Ta să strălucească peste el. Apleacă-te asupra lui cu îndurare și binecuvintează-l, Doamne, te rugăm. Ocrotește-l cu puterea Ta cerească și păzește-l, Doamne, de orice rău, în dragoste de Dumnezeu să crească și fă-l pe veci copilul Tău. Cuvântul Tău să-i fie hrană caldă și rugăciunea lapte duhovnicesc. Fă-l, Doamne, cap să fie și nu coadă în rândul celor care Te iubesc. Mă rog ca Dumnezeu să dăruiască cu prisos un duh al dragostei și al chibzuinței, să fii viteaz între viteji lui Hristos, să lupți lupta cea bună a credinței. Dumnezeu să-ți dea o minte sănătoasă, ca să împlinească al Domnului cuvânt. Inima în piept să-i fie credincioasă și să urmeze toată viața Duhul Sfânt. Să-ți dăruiască Dumnezeu înțelepciune, să alegi de convenit pentru Hristos și într-o zi stăpânul să-i va spune, bine, rău bun și credincios. Dumnezeu să-ți netezească a ta cale, sub pașii tăi, ca să alergi mereu și să ajungi la premiul alergării tale, veșnica împărăție a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Oh, Jesus.
Thank you.
vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Levi. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Levi. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Levi. Amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, ne plecăm capetele și ne rugăm. Capitolul 13 este un cuvânt pe care vreau să-l împărtășesc cu toată adunarea și în special cu această ocazie. Un cuvânt care mi-ar dori să rămână o piatră de aducere aminte pentru fiecare dintre noi, dar în mod special pentru familia care și-a dus astăzi cel al doilea copilaș înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii. Și acum ne-am rugat, ne dăluim și așteptăm ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea să cerească. O cerem de la Dumnezeu pentru că știm că doar Dumnezeu poate binecuvânta și ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat, slavă Lui în veci de veci. Mă bucur să văd familia Sainiuc, Domnul să-i binecuvânteze, să-i întărească. Mă bucur să văd pe dumneavoastră, pe fiecare, altădat erați mulți mai mulți, dar chiar și în aceste momente, chiar dacă s-a schimbat forma, rămâne esența de închinare. Și Dumnezeu să binecuvânteze inimile noastre. Amin. Băi, mi se ne ridicăm să dăm cinste cuvântului. Dar am ținut din tot din adins să citim acest cuvânt al Scripturii, fiindcă cel mai reverențios moment din închinare este momentul atunci când se citește și se predică cuvântul lui Dumnezeu. Am zis acest cuvânt din Scriptură, fiindcă așa cum suntem învățați în Noul Testament, că toate aceste lucruri care au fost scrise în Vechiul Testament au fost scrise pentru învățătura noastră. Așa că ne vom uita în acest cuvânt al lui Dumnezeu și vom vedea ce vrea Dumnezeu să ne învețe pe fiecare dintre noi. Pentru că cuvântul Dumnezeu este insuflat, este dătător, toată Scriptura este de folos pentru fiecare dintre noi și Dumnezeu vrea să ne învețe, Dumnezeu vrea să lucreze la caracterul nostru, Dumnezeu vrea să lucreze la viața noastră. Am intitulat mesajul în această dimineață, Familia care experimentează minunea lui Dumnezeu. Familia care experimentează minunea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi, dacă ne uităm în viața noastră, în familia noastră, în mulți sau puțini ani care avem, am putea să vedem minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă avea ochi să vedem aceste minuni binecuvântate pe care Dumnezeu le revarsă peste casa noastră, peste familia noastră. A fost atât de mult înviorat și bucurat de cântarea pe care au cântat-o copiii și spunea la un moment dat, casa noastră eu, minunat. Casa noastră, să înțelegi ca și părinte, ca și mamă, ca și tată, să înțelegi ca și copil care faci parte dintr-o familie, că casa ta în care Dumnezeu te-a dat este o minune. Ascultați, spune, e un dar primit de sus. Să ascultați ce mai frumos lucru. Tata, ce face? Se roagă, stă în rugăciune. Mama cântă de Iisus. Ce plăcută așa casă. Ce plăcut să înțelegi că casa ta este o minune. E un dar primit de sus. Când tata stă în rugăciune, mama cântă de Iisus, cum să nu fie plăcută în casa aceasta? Aduceți-vă aminte că într-o bună zi, pe străzile Rivodului, trecea Iisus Hristos. Unul cei mai păcătoși oameni acolo, Vame și Zacheu, s-a spus el într-un pom, pentru că știa că nu este vrea de Hristos să vină în casa lui. Vrea numai să-l vadă pe Iisus. Hristos trece pe acolo, Hristos se oprește, Hristos își știa pe Zacheu, Hristos se oprește și uite, Zacheie, dă-te jos de grabă. De ce să mă dau? Pentru că astăzi vreau să vin în casa ta. Ce frumos!
și a plăcut ca în casa ta să fie prezent Dumnezeu. Ce frumos și plăcut este ca să faci parte dintr-o familie care experimentează minunea lui Dumnezeu. Mă gândesc la Manaf, mă gândesc la textul acesta, la cuvântul acesta, mă gândesc la familia aceasta în care ani de zile nu aveau copil. Putem să avem case, mașini, putem să avem multe lucruri, dar dacă Dumnezeu ne dă copii, este o apăsare care ne apasă de deși pe fiecare dintre noi. Și familia aceasta probabil se ruga de ani de zile, își doreau această binecuvântare ca Dumnezeu să le dăruiască un copilaj. Și mă uit la familia aceasta care după multă așteptare, după multă rugăciune, așa cum vă spune mai târziu, așteptarea celor neprigăniți nu va fi decât bucurie. Și familia care experimentează minunea lui Dumnezeu este familia care Dumnezeu le face parte de prezența Lui și de promisiunile Lui. Uitați ce spune cuvântul, după ce am așteptat la un moment dat, într-o bună zi neașteptată, fiindcă așa lucrează Dumnezeu nostru când te aștepți la de cel mai puțin. Când te aștepți că poate când puterea noastră ajunge la limite, că parcă nu mai avem nicio scăpare, că nu mai avem nicio soluție, când îți pare tot atât de imposibil. Și iată că și în vreme de pandemie, într-o vreme în care fiecare, mulți sunt plini de frică, într-o vreme în care multe adunări se închid, iată că în dimineața aceasta, pe harul și mila și îndurarea lui Dumnezeu, suntem cu toții la oaltă. Și ne oriunde în casa lui Dumnezeu. Și nu facă nimic altceva decât lăudându-L pe Domnul nostru și mulțumindu-L pentru darul vieții care L-a binecuvântat pe acești micuțele. Este minune. În vreme de pandemie, Dumnezeu să te binecuvânteze cu un copilaș. Și te uiți, mă uit în cuvântul acesta și ceea ce văd este, puteți să spun pentru 3. Îngerul Domnul s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești iarbă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un? Familia care experimentează minunea lui Dumnezeu este o familie pe care Dumnezeu le face parte din promisiunile Lui și din prezența Lui. Vine Îngerul Domnului în casa lor, vine Dumnezeu în casa lor. Și Dumnezeu nu vine nimic altceva decât să le dea o promisiune, să se ancoreze în această promisiune a lui Dumnezeu. În vremuri ca aceste fiecare dintre noi trebuie mai mult și mai tare să ne ancorăm în promisiunile Domnului. În cuvântul Său care rămâne da și amin. În promisiunile Dumnezeu care se împlinesc mai devreme sau mai târziu, dar cuvântul Domnului se împlinește. Fiindcă este cuvântul viu și lucrător Dumnezeu. Este Dumnezeul nostru care l-a lăsat, este Dumnezeul nostru care ne-a promis multe lucruri la fiecare dintre noi și Dumnezeul nostru ce spune, face. Și ce poruncește, ia ființă. Fiindcă El este Domnul și Dumnezeul nostru. Apoi gândul cel mai important la care m-am oprit și pe care vreau să-l împărtășesc din cuvântul acesta, și în mod special cu familia Sainiuc, cu Adrian și Adelina. Cuvântul care pe mine personal m-a cercetat atunci când Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe noi un copilaș. Mă uit în textul acesta și foarte frumos, nu avem timp acum și ne uităm, dar vă recomand acasă, după amiază aceasta, să faceți timp să mai citiți la seminitați. Și să vedeți cum reacționează mama, cum reacționează tatăl atunci când primesc vestea că Dumnezeu îi va binecuvânta cu un copilaș. Ce atitudine au fiecare. Vedem mai târziu și am citit de aici tot textul. Vedem dorința lor de a aduce o jertfă, să se închinui, să se facă ceva pentru Dumnezeu. Dar interesant și îmi place foarte mult reacția tatălui. Reacția lui Manoah. Reacția care de multe ori vin și eu înaintea lui Dumnezeu în taina inimii mele și mă rog. Și uitați ce spune versetul 8. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vin odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis. Și ascultați ce spune acum. Și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Manoah ca și bărbat, ca și preot în casă, înțelege că atunci când Dumnezeu îți face parte de o minune, nu Dumnezeu ne face parte doar de minune, de a rămâne noi surprinși, wow! Dar atunci când Dumnezeu ne face parte de o minune, minunea Dumnezeu ne responsabilizează. Binecuvântarea pe care Dumnezeu revarsă peste viața noastră fiecare zi ne responsabilizează. De multe ori multe lucruri ca și de apucat. Dar ne dăm seama și în vremurile acestea cu mulți oameni care au fost virusați și au pierdut gustul și mirosul. Am trecut și eu prin experiența aceasta și ce mi-am dat seama? Așa ca o paranteză. De multe ori ne punem la masă și știa frate la timpul de rugăciune, fratele Gabe, și spunea și mi-a de cuvântul, când te-ai așezat și te vei mânca, să nu uiți să-i faci, să-i mulțumești lui Dumnezeu. Că ai ce mânca și de multe ori mulțumim Dumnezeu că avem ce mânca. Dar ce mi-a dat seama la un moment dat în viața mea? Și cred că mulți dintre astăzi știți că astăzi mai în vârstă veți înțelege. E una să-i mulțumesc Domnul că ai ce mânca și e o mare binecuvântare. Dar dacă nu trebuie să mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc că pot mânca.
Că la moment nu poți mânca orice. Ai mâncare, dar nu poți mânca orice. Și mi-am dat seama, primăvara aceasta, după ce mi-am pierdut eu gustul și mirosul, două săptămâni, orice n-ai fi mâncat, n-avea niciun gust, niciun miros. Așa că ne-am dat seama să mulțumim, Doamne, îți mulțumesc și pentru gust și miros. Sigur, pentru soție a fost cea mai binecuvântată perioadă, că nu mai fost problema, prea multă sare sau prea puțin sare sau mai trebuia nu știu ce. Dar ne-am dat seama în fiecare, noi știm cum să mulțumim, Domnului, că avem gust și miros. Alți oameni care au fost intubați s-au dat seama că trebuie să mulțumesc Domnul pentru aer. Când și-au dat seama cât de scump ești să plătești pentru o intubare sau pentru anumite lucruri. Și mă uit aici la Manoah, care înțelege că atunci când Dumnezeu îi dă această binecuvântare, când Dumnezeu îi promite că îi va da un copil și ia cuvântul acesta că da și amin și știi, dar dacă Dumnezeu a spus, Dumnezeu va face lucrul acesta. Și spune, Doamne, dacă vei da copilul acesta și familia care experimentează minunea lui Dumnezeu, au parte de răspuns la rugăciune. Uitați ce spune, versetul 8 spune că Manoah a făcut o rugăciune Domnului și versetul 9, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah. Ce frumos! Ce frumos și ce putere spirituală, ce tăriți de Dumnezeu, să știi că atunci când te rogi lui Dumnezeu, nu doar sunt niște cuvinte, nu este un monolog, ci ești un monolog, tu îi spui lui Dumnezeu, Dumnezeu ia aminte la năzuință, la dorința inimii tale și Dumnezeu îți trimite răspuns din cerul său preanat. În versetul 8 spune că Manoah a făcut Domnul următoarea rugăciune și îi dă conținutul rugăciunii, iar versetul 9 spune că Dumnezeu a ascultat. Nu l-a întâmplat să cântat cântare. E minune. E minune. Casa noastră, tata se roagă. Și când tata se roagă, când vine înainte Dumnezeu și se roagă, ceva se întâmplă. Și odată rugăciunea pe care o are Manoah înainte Dumnezeu. Doamne, ne vei da un copil. Dar Doamne, știi multe din cuvânt. Dar Doamne, ne vedem atât de neputincioși. Și rugăciunea Manoah a procosat așa următor. Doamne, îmi fă o dată să mai vină la noi omul Dumnezeu pe care l-ai trimis să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dragă familie Sainuc, Adrian și Adelina, vă recomand să luați acest cuvânt pentru voi. Și atunci când veți în Domnul pentru Lara, pentru Leve, rugați să spun, Doamne, învață-ne ce să facem și cum să facem. Noi știm poate multe lucruri din alte domenii, dar din domeniul acesta crește copilul. Ne rugăm Dumnezeu să dai înțelepciune și pricepere. Răbdare în toate lucrurile. Fiecare copil este atât de diferit. Fiecare se dezvoltă, fiecare are cronologie, fiecare are felul lui de a fi. Unul începe merge la un an, altul începe merge la un an jumate, altul începe merge la 8 luni. Unul începe a vorbi la 7 luni, altul începe a vorbi la un an jumate, la 2 luni. Fiecare suntem atât de diferiți. De ce avem nevoie ca Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciunea sa, să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște? Dumnezeu e binecuvântat un copilaș cu Levi. Dumnezeu să-l facă în slujitorul său. Dumnezeu să vă spună, să vă învețe exact ce să... Pentru că așa cum spune Cartea Sfântă, așa cum spune, învață pe copil calea. Și când va îmbătrâni, nu se va bate de la... Așa de mare, Manoah, tatăl, a înțeles responsabilitatea care a păsat pe umerul lui și dorea ca Dumnezeu să ne vezi. Vă dau doar în atenția voastră, în atenția noastră fiecare și în mod special la familie care a dus copilul la binecuvântare. Vreau doar să dau exemplu de câțiva tați din Scripturi. Când eram, fiecare perioadă a vieții mele a fost diferită. În perioada aceasta și în mod special de multe ori când citesc Scriptura, mă uit la tații din Scripturi, cum s-au raportat la copilor, ce au făcut pentru copilor, cât au făcut. Mă gândesc la Avram. Mă gândesc la Avram, care Dumnezeu spune despre Avram în felul următor. În Geneza, capitolul 18, versetul 19, spune felul următor. Că eu îl cunosc și știu. Știu. Dumnezeu spune, îl cunosc pe Avram și știu ca să poruncească fiilor lui și casă lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept pentru el, astfel Domnul să împlinească fața de Avram promisiunea. Zice, știu și îl cunosc, o să ce să fac? O să poruncească. O să poruncească copilul lui. Foarte important aici învățături și învățături foarte bune pentru viețile noastre. Într-o vreme în care tot mai multe învățături de psihologie și parentingul care spune că se, în anumit fel, cuvântul Dumnezeu ne învață într-o relația părinții copilului este relație poruncitoare. Este o relație de învățătură. Nu este o relație care spune, eu știu că Avram ce va face, va porunci. Avram va porunci. Relația tată-copil este o relație poruncitoare. Tata a spus. Mergem la adunare. Nu se negociază lucrurile astea. Să amintim lucrurile care nu se negociază. Este o relație poruncitoare. Sigur, n-avem timp acum să dezvoltăm lucrurile acestea. Apoi mă gândesc la un alt dată de Scriptură, la Iacov. Iacov care l-a menat fiii lui pleacă în Geneza 37, versetul 14. Copiii lui pleacă, avea 12 copii.
11 de ei pleacă, se pască ori, va să se ocupau și au plecat la multe zile mai îndepărtat. Și întâi un tată preocupat care interesa soarta și ceva copiii lui, îl ia pe Iosif, băiatul care a rămas acasă, și spune, du-te și vezi unde sunt frații tăi și aduc știri. Un tată care era preocupat, un tată care vrea să știe ce faci copiii lui, unde sunt copiii lui, ce fac copiii lui, un tată care era preocupat, care spune, vreau să mă duc știri, vreau să văd ce fac copiii mei, copiii care mi-a dat Dumnezeu. Mă gândesc la Iov, la un alt tată din Scriptură. Iov, capitolul 1, din cartea care este scrisă, în capitolul 1, versetul 5, găsim un obicei sfânt pe care l-avea omul acesta. Om care era atât de preocupat de soarta spirituală a copiilor lui, spune în felul următor. Și după ce trecuse, treceau, spune că fiii lui avea 10 copii, Dumnezeu binecuvântat cu 10 copii. Și copiii lui se adunau, aveau, era o armonie și o părtășie dulce în casa lor. Copiii se adunau, au crescut, erau mari, se adunau rând pe rând în casa fiecăruia. Știți ce spune cuvântul tatăl? Care interesa soarta copiilor. Spunea în felul următor, după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema pe fiii săi și sfințea pe fiecare dintre ei. Se scura dis de dimineață și aducea pentru fiecare de ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Iov tatăl se trezea fiecare dimineață și lua rând pe rând câte un băiat, câte un copil din familia care Dumnezeu i-a dat copiii și venea la închinare împreună cu ei. Un tată care învăța, avea obicei sfânt de a se închina Dumnezeu și rând pe rând aducea câte un copil și spune, stați putem, poate că fiii mei au păcătuit. Spunea cineva foarte frumos și foarte adevărat că copiii adeseori învață nu ceea ce le spunem noi, ci ce e mai ușor învață de exemplu vieții noastre. Din exemplu și din felul voi vieții noastre învață ceva multe lucruri. Nu ceea ce spunem noi vor face, ci ceea ce văd că facem noi vor face și ei la rândul lor. Și ultimul gând, pentru că timpul este foarte înaintat, ultimul gând din textul care a început din Judecător 13, familia care experimentează minunea Dumnezeu a văzut ca o parte de prezența Domnului și de promisiunea Domnului, vine Îngerul Domnului și le promite un copil, a văzut ca o parte de răspuns la rugăciune, dar familia care experimentează minunea lui Dumnezeu au parte de binecuvântarea Domnului. Uitați spuneți 24. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Dumnezeu l-a binecuvântat. Dumnezeu l-a binecuvântat. Și când binecuvântează Dumnezeu ceva rămâne binecuvântat. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Dumnezeul nostru. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și pe de ce își pune Dumnezeu mâna și ce binecuvântează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Așa cum ne-am rugat, ne dorim paza, protecția, îndurarea Domnului, ne dorim pacea și liniștea ca să fie peste acest copilaș. Și dorim, nu știm ce vremuri vor veni. Nu știu că Dumnezeu va mai îngădui să stă pe pământul acesta. Noi avem o nădejde că într-o zi vine Iisus Hristos. Iar până ziua revederii cu El, Dumnezeu să rugi fiecare noi să rămânem credincioși, să ne încredem în El, să așteptăm binecuvântarea Lui și să o vedem în fiecare pas. Și în orice zi, binecuvântarea Domnului în casa noastră, în familia noastră și în mod special peste familia care și-a dus copilul la binecuvântare. Domnul să vă întărească. Domnul să vă dă putere în continuare. Și gândul pe care vreau să vă lăs cel mai important. Rugați-vă la fel ca vă rog. Doamne, învață-ne ce să facem pentru copilul nostru. Domnul să vă ajute pe voi, Domnul să vă ajute pe mine și pe fiecare dintre noi. Amin. Amin. Thank you.